Tu te ceri cu iubita ta și vrei să o împaci, îi spui așa. Dacă îi spuneți ce spun eu acum, o împăca 100%. Yo! Mami, ți-am promis că te duc la Paris să-ți fac toate poftele, să-ți am toate hainele. Mami, ți-am promis că te duc la Paris. Salut! Salut! Vin gara să le bărbă! Țuc, țuc! Mamă, buchează așa ce-n spate, nu pot să dau. Mai să lovește? Pe curile astea. Bă, tu nu, ce, nu știi ce citi titlul, bă. Am pus titlul ăsta de prost? Mă faci prost pe față? Mă invidiază. Ia ce aici, bă, băieți. Hai colo, hai colo. Salut, bă, salut. Am uitat de mânușă. Hai, bă. Ce faci, The Blue Knight? Ai trecut și pe melei? Facem de tăte, boy. Am avut timp. Păi, dar mai e lecor verde aici? Adră. Bun. Putem să zice că avem vreme și de PvP-za. Am început să facem critici. O să pișe rău Hydra. Am făcut-o 20-30%, frate, frainel. Cu câte conturi? Nu se vede aici, băi. Ia uite-le, dacă vrei să le vezi mai atent.
matrița de lovele. Matrița de lovele. Mă, dar aici nu-l lovi niciun om. Trebuie să-mi caut ceva. Păi de intru, mă. Discord? Hai, pe Discord. Ia, ia. Zi, Criuț. N-am nimic de zis. N-ai nimic? Nu. No. Și cum ți se pare că n-ai nimic de zis? E drept o pleb. Da, da, da. Salut, Chezule. De azi dimineață? Da. Cum stau cu oferile hidroancele? Imediat le facem 50 bucata ca popa. Trebuie să fii șmecher în meseria asta de metinist, frate. Dacă nu ești șmecher, ești mâncat de șmecher. Wow, cum a fost asta. Facem 3 melei, că mă mi-a luat și eu minidal. L-am prins și la reducere, ești nebun? E reducere la minidal. Bă, vând cutie ca transport care vreți. Mi-am luat-o cu gaia, dracu. M-am apucat așa de platforme de melei. A făcut și-o level 78 și m-am dat bătut. Chiar dacă nu facem nimic, bă, l-am lăsat pe auto, bă, și n-am mai putut să stau. Trebuie ca ca de bățin. Bă, așa și pe la noi. 45-50. Serios? Da. Dar momentan nu se dau, cumpără lumea magice în disperare, bă, ce frate. Bă, o străca foarte mult jocul. Chestia asta, că nu mai plusează nimeni, mai ce bun. Păi de unde e magice? Nu mai poți avea magice cu nimilita să te bucuri că dai ca și parfi 47 plusuri odată, știi? Numai la un plus. Pula, nu mai există așa ceva acum. Acum când o să faci așa ceva, o să te consideri cel mai gândit om de pe planetă. Că o să urce magica, eu a zice un preț estimativ la magică 10 ori bucata. Știi cum ai fi foarte profitabil, faci Hydra. Mm. Două conturi să pară. Nu, nu. Au făcut cineva și nu se merită. De ce? 8 o să ajungă, cred. Eu zic că 10 oni ar trebui să fie magică. Cresc prețurile la armii Zodiac, da. Bă, eu așa zic, în părerea mea. Pentru că închipuiți-vă că trebuie să deschideți o grămadă de cufere la un preț dublu, triplu. Bă, cum să nu se merite, mă? Nu, dacă zic. Eu nu fac, mă, nu mă interesează, eu rămân așa cum sunt. Hai că m-ai urcat de avenge, că nu m-am avut finisajul pe colier. Salutare, bro. Oh, greul, salut. Salut. Mamă, bă, deci bat Hydra aia cu critică pe King. Știi că am vorbit de critică o grămadă. Bă, bat în 30% aproape Hydra. Fără inele. Bă, 30%, mâncați-o, știi, prost? Fără șaman. Deci o pierd conducere de la șaman, știi? Deci îmi dau conturi. Deci am rămas prost. 14 oameni pe live și atâtea like-uri. Ia solo la store-ul, cum stai aici. Vezi că s-ar putea să fie mitenanța asta o mâine? Bă, dai mă pula mea, mă, serios. Și ieri mi-a stricat aia, pentru mitenanța aia de o jumătate de oră, mi-a stricat registrarea. Mă, mă, serios, frate. E sânțele curată, jur. Care nu da like, mă, să... Omega, lol. Faci Hydra cu dumneavoastră mai mică acum? Nu. Hydra e neschimbată, nu mai are cooldown. E la fel de grea și vrea să facă și mai grea. Păi să fie mai iarcă. Mă piși pe ei. Pe fața lor. Cum e cu Hydra? Foarte tare, frate, avem cooldown în
După Hydra puteți da o lace, o serial am vrut să zic. O serial am vrut să zic, ce ai? Că aveți 14 minute, o... numai bună de... Da, da, da. Deci, nu, înțelegeți voi ce zic. Nu, iubi. Deci... E un serial am vrut să zic, nu de-o la... Ce faci, câtă? Young! Uitați-vă aici cum urcă Onoții. No, sti no, no, one incoming, iubi. Ce? Deci ce, dar fac care mentenanță? Tu în gură să-i fut. Nu știu cum se facă registrele, jur. Dar nu știu, mi-e frică să moră. E share, mi-a străcat o registrare. Păi să facă ce-o melee atunci, facă ce-o melee. Mai bine, e mai sigur, facă ce-o melee. Deci fac registrare, am făcut melee, am ieșit. Bă, uitați-vă la coiful ăsta cum e, bă! Bă, și nu-l vreți, mă, bă, bulangilor! ...16% foc, bă, ați mai văzut voi coi cu 16 foc? Numai la mine vedeți așa ceva. Nu vă creu. Da. X Catalin. Metin Doro live pe YouTube. Rupe fabrica de oni. În două. Gata, au scos XP-ul. Mamă, bine. Bă. Când vrea să mi se aduc energie, la imediat să termin melee-ul al doilea. Bă, am vrut să fac platforme din melee. Am avut și eu un cont de 75. Bă, am pus. Iară bagă mentenanță. Când? Acum o oră o pus. Auzi, am o oră să anunțăm mentenanța. Că nu avem o oră fixă, sau dacă suntem nevoi să o amânăm pentru mâine. Vom anunța imediat ce vom afla mai multe noutăți. La cât zici că ajunge cufărul Hydra? Și la 30 că acasă merită. Păi închipuiți-vă, am bilete pe 2 luni în Nintendo Shop. Nesă era omile easy 4G. Bă, ascultați-mă un pic, am bilete pe țară. Pe 2 luni jumate de zile. La 3 Hydra pe oră. Pe 2 luni jumate de zile, eu nu mai bag un ban. Bă, e adevărat, nu mai faci 100 de ori pe zi. Dar cu melei, cu ajutorul melei, eu le fac. Faci, e un pit, 30, 4, 50, nu știu. E greu să faci unii mei, e foarte greu acum. Salut, bro, salut. Cred că vrut așa să ne pun să cumpărăm mai mult yang, știi? Să nu mai să cumpărăm yang, pentru că dacă nu mai poți să ți faci nici singur. Îți dai seama, să trebuie un robin excelent. Deschizi portofelul, nu? Ce să mai facem? Că nu mai poți să-ți farmezi singur să-și bă, trag oriunde e Hydra și mi-o rubinul, știi? Nu mai există. O să crească Yang-ul, o să crească Yang-ul exponențial, eu zic că se dublează. Păi, ok, păi, nu mai poți să faci 100 de ori, faci 30 de ori, adică e peste dublu. Ai pierdut. Eu zic că trebuie să se dubleze Yang-ul. Deci e foarte mult de lucru pe Yang acum. Mi-a și luat seturi cu diavolul. Caturi. Am deschis Razadore ca să fac un cont de level 33. Bă, noroc am băgat vreo 2 ani și am scos vreo... Sau 3 și am scos vreo 5-6 ani. N-am scos mai mult, mă, eu sunt prost, mental. Păi am vândut 2 flăcări. Ia stai. Sunt 2 ani, da? Ai, bă, morții, mă, tine. Deci 2 ani cu încă 153 ani jumate. Sunt 9 oni, am scos din 3 oni. Băi, aș deschide Razador, iubim fiecare zi. Mâncați, așa făcut 6 oni fără să nimic, bă. Am deschis cufere. O scriu. Am făcut 6 oni, profit. Bravo. Aici, bă, deschideți Razador, bă. Mamă, ce iubesc live-urile astea. Bă, pentru voi am fost
profit, bă. Bă, ta să zic aici o frază. Pentru voi am fost și am rămas și o să rămân un miliardar uni, frate. Da, zi, Tom. Minte. Taci, bă, din gură. El nu știa cum să dea țeacă. Și ia. Acum e miliardar în vot. Da, timp am fost miliardar. În pule. Mai să... Ce întrebă? Ce ți-o picat din razadoare? Două flăcări, trei au razador, șepte cu preînsuțitor. O, GG. Merge treaba, mai să nu poți, că de obicei, da? Tragem după felei de pită și noi. Deci la 4.40 veni direct și facem lei. Până termin așa aminte, n-am înțeles în decapat. Bă, să pun asta pe ninja meu. Nu, no, da, da. Lăsăm cu bugul la pătrunire, chiar dacă n-am foc pe țară. Bă, ăsta am full foc pe King. Bă, ăsta am 97 foc, cred că 100 foc aproape, să vedem cât am. Eu cred că încerc să pun așa pe gândire, 12 cu căbucata. Să dau și... Nu, no, încearcă, frate. Că mi-e bilet de la același preț, doamne, mi-a ajută. 84 foc? Dar ce unde e ok? 15... Iar am uitat brățara cu foc, frate, să pun. Sta cu aia cu pătrundere, bat. Da, o dracu, bine. De ce am uitat să modific brățarul? Deci 84, 99 foc, bă. O scriu. 99 resență foc pe King. Fii pe mie 4 cărți, bă, gândi, da? Hai, noroc, salut. Mă, nu e mult. O să fie puțini unii pe servere. O, pe ăsta video Harbidele de... despre chestia asta cu norul. 850 de abonați am. Super tare, boys. A dat ăștia în voi cu Hydra, oi, momentan ai doar o vreoază velei, da. Bună, Cătăle, ce se mai merită? Hydra Meta, Hydra... Pentru aia care au zero investiții, ca și mine. Toată lumea disperată, da. Hydra, dacă bagi un inel sau depinzi o chestie, nu-i mai... nu se mai merită. Pentru că timpul trece altfel, nu mai faci 9 run-uri pe oră, faci 3. Hydra nu mai se merită pentru 80% din persoane. Aia cu pumnale să afară, frate. Eu un an de zile v-am zis, nu vă faceți să... nu vă faceți să-mi pui mei pumnale. Eu un an de zile am zis pe live-uri. Cum fac lupta de pe cal? Cumpăr carte de aia. Eu un an de zile am zis, nu vă faceți pe pumnal. Nimeni nu m-a ascultat. Ok. Să văd eu care face pe pumnal fără amuletă. Și pe ăla transforma fără amuletă. Numai dacă n-ai un talisman plus 50-60. Are fel nicio șansă. Eu un an de zile am străgat chestia asta pe live-uri. M-a întrebat lumea, dar nu te bași pe pumnal, nu te bași pe pumnal. Niciodată am zis pe live. Eu fac în două globuri acum, cu doi sălbatici o să bag, mă trebuie să termin cățăie aici, că sunt nervant. Frate, niciun stres n-am. Fără inele, cred că scos și putere element afară, bă. O bag prea ușor. Adică explică faza cu pumnalul. Adică să faci din pumnale cu atac și tău nu o să dai damage nici pe aproape cât un glob ești nebun. Ce se tot flexează toți, 120, 117, dă damage foarte mult. A, nu o să scot ăla, ăla nu-i bug. Aș pierde mult damage dacă ar scoate, dar pentru mine e indiferent, pot să vă arăt Hydra fără bug, fără nimic. Eu fac Hydra sau Matrix. Reprofilare pe melee, nu, face și melee, dar fac și Hydra. Bă, eu fac Hydra fără bug, fără amulete. Și cred că scot și puterele element afară. Mi-am luat am o amuletă asta cu 10 mob la bășcă, că nu, e cu gaia.
Asta e cu Gaia. Mai dă un pic de viteză, iată acolo. În putere mortală cât ar conta? Cât la asta contează mult. Păi hai să-ți arăt acolo, în putere mortală, ia. Ia, uite cât am pentru zile negre, frate. Asta le lăsăm pentru zile negre. Deci eu am inele pe 4-5 lunici. Dacă aș vrea să am inele. Face bani să cum pun ăla. Păi da, bă, frate, dar tu zi-mi tu mie ce te mere Bastian Chiu. Și câți euro băgat în contul ăla. După aia zi-mi tu mie câți euro am băgat eu în contul ăsta. Și fă diferența după aia, tati. Câte un cufăr Hydra? 30 ceva momentan. Le-am pus. Că m-a enervat lumea. Am mai zis o grămadă de ori cel mai ieftin și cel mai rentabil e pe glob. Lumea face să facă ce vrea de mine, nu mă pasionează. De mine să bată cu pumnul. Cât cred că să fac cufările Hydra? 50 caca. Obligatoriu. Din 400 cufere pe zi produc 100, ești nebun. Închipuiți-vă la alță care se lasă, care nu știu ce. 50 cacare de fac alea. Acum fiecare pe posibilități. Treaba lor. Dar eu zic că la aia cu talismanie plus le-au dat cea mai mare muie după jocul ăsta. La aia care au talismanie mare. Bine că nu l-am făcut. Păi cum zice? Uite fățânia Hydra cum e acum, ești prost. Până amu putea profita de pe talismanile, le înțeleg. Dar amu... Ciu-ciu. 3 Hydra pe oră, te piși pe-l talisman. La aia le-a dat cea mai mare muie. Nu mai scapă Parfi sau Bastian Chiu de talismanul ăla din batch. Numai dacă nu e un obsedat pe ala stor, să zicem. Dar în rest nu. Nici poveste. Eu zic că talismanul e bun numai de ala stor acum. Bă, voi tot ascultați ce zice lumea, adică aia care le au, că bă, că e bun încă, că e nu știu cum. Bă, frate, bă, nu te credeți, mă, să bagi într-un talisman 2.000 de ori, 3.000 de ori, să faci 3 Hydra pe oară, să zici mie că se merită. E tot 2.000 de ori la cum e acum, perioada asta îi scoți în 7-8 luni de zile, mă, nu mai tot băgați bot așa, ascultați alții. Ce-a făcut bă ăștia cu Hydra? Eu dat sus, 3 Hydra pe oară de la 10 Hydra. Păi și ala sor nu-i profitabil? Pe aia să vă zic o chestie, nu o să mai vie. Nici ala storul. Pentru că le-o dat muiele așa cu Hydra. Să fi pus. Da. Da, exact, bine zici tu greu, da. Păi noi putem lua, păi hai să vă zic o chestie, ieri am intrat la Hydra și-am luat Crash. O scos afară, poc, 20 de cooldown, tati. Păi stai un pic, mie cine plătea și intrarea de la Crash-ul lor, totuși. Nu? Că am luat Crash, nu din cauza mea am luat Crash. Și mi-a și dat 20 de cooldown, așa să fie complet. Hai cu talisman de gheață, păstea. Bă, fără amulete, e labă să bați. Noroc să luat. Bă, pe un server ca și Carpathians, încă oarecum se mai merită să faci Hydra, pentru că ai drop. Ești prost. Bă, Carpathians și-am 22 ca Hydra. La noi măcar o să orice la 50, la eu, că pula. Și zice, pentru că i-au tras toată viața lor să-și facă conturi de Hydra. Aia nu se lasă de Hydra, orice ar fi, înțelegi? Da. La noi, bă, eu nu, că nu știu să-i nu. Bă, hai să vă zic o chestie. Lumea, din cauza update-ului ăsta, o să facă ce o să spar fi pe live, dacă l-ați ascultat ieri. O să urce în Iohara, bun. Dar ce se întâmplă când urcă 80% din server de la Hydra la Iohara? Explică mie cum o să fie Iohara. O să pice în cap. De ce? Pentru că o să facă de la 3-4 oameni la store, o să facă 100 de oameni la store. Cum o să fie prețul ăla la store? Normal că scăzut în pui mește, bun? Bă, când e supra... Cum se zice? Mamă. Da. Când e prea mulți oameni într-un loc, o să scadă orice, mă. Deci, uite, casca e foarte simplu. Nu o să urce Hydra, mă, nu la ea mă refer. Păi o să urce Hydra pentru că trebuie să pluseze la proști. Dar eu vreau să zic că o să fie prea multă lume... Ia mă, ce-am făcut. O să fie prea multă lume și acolo. Da. Și nu o să fie bine nici în Iohara, o să vedeți, mă, lăsați timpul să vorbească.
Dar aia, eu vă zic și acum, vă zic adevărul, care are talismanele plus mare și-o la cea mai mare muie din viața lor. Lasă că bagă la 50 campion și... Da. Deci, eu zic pararea asta, care a făcut talisman și-o la cel mai mare sus. Și ăsta e adevărul, deja bag comentarii și ziceți altceva. Deja v-am zis ce mi-e, ioi, dar eu fac fără amulete, bine mă, frate, bun. Dar tu când ți-ai făcut talismanul ăla, ai judecat, bă, în câteva luni îl scot, da? Bun. Dar închipuie să amuncă în câteva luni, înseamnă un an. Deja. Mamă, da. Mamă, nu mi-a mai lovit ăla. E, bă, închipuiți să vede la 100 de ani, am scăzut la 34 de ani, văzând. Că dacă mi-a propus să-mi iau un excelent într-o lună, am uleu în 5 luni. Judecați, în puii mei. Nu e adevărat, bă, dar, bă, voi nu înțelegeți, bă. Bă, Hydra să face, uite-te, talisman 5, talisman 4. O bat în 30% fără inele. Asta e 10, mă, pe 15. Pe cât o putere element. Bă, înțelegeți că Hydra e ușor de făcut. Deja b-au vrut figuri și talismane plus 200. Vine și nerful la mele, scade angul de pe server. Da, asta plan de deschis, să se cumpere mai multe angul, zic eu. O să fie numai pay to win jocul ăsta. Nimic altceva. O să trebuiască să cumpere ani din toate părțile, 30 de ani de la ala, 40 de ani de la ala, 50 de ani de la ala, că nu o să fie mult tank la o persoană singură. La pericol a fi, că să lasă orice plep și vinde la pericol, ca orice prost. Dar mă rog, îi fute pericolul ăla cum vrea el. Îi dă 50 de lei pe 10 ani și Yang o să fie 80 de lei, poate. Pericol își face treaba de pe proști oameni, dar mă rog. Lăsă-mă dracu de Hydra zi de la Sorcel Zboș. Aaa, bă, asta am zis, deci, ăla care are talisman, ori mere palastor, ori s-a făcut în curs singur. Cu speranța lui că, bă, că fac Hydra fără amulete ca în talisman și cu lumea, nu. Ori merg palastor cu el, ori poți să-l mulci. Părerea mea. Hai, nu uitați și butonul de like și de abonare, băieți. Hai că se poate. Eu văd că sunt 30 pe live, ești nebun. Ajută și pe mine, bă, ce dracu. Și nu-i greu, pe și un click, adică nu v-am trimis la pădure sau... La crăpat de lemne zile, mă. Eu ce zic? M-a zis numai să dați un like, v-am zis. Nu-i dați like. Mă, dar ăsta nu mă apucă să lovească cu cățelul ăsta, stă numai pe spate, frate. Mă, dar ăsta... Bă, ăsta e bloc, uite. Bă, că ai deși handicapat dacă te pun să dai în colț, bă, dai prozorul ăsta. Are dreptate cât, Daniel. Stai că nu pot. Bro, bro. Aia, dar nu-i problemă, bă, de asta, chestiile astea cele zic eu niște chestii standard, că e. Știu, Jigs sau ceva de nerf, de-are înțeala Ninja de Yohara? Ei, am, bă, am să fim serioși, Ninja de Yohara nu se baza numai pe sub, pe... Flag, mă. Bă, Ninja am observat și eu, chiar e șmecher jos, bă, să mori dacă nu. Deci chiar e fain de tot să dai pe Hidde jos. Mie mi se pare încă numărul 1 Ninja și pe pumnal. Crește pețul la magică la 10 ani, așa zic și eu. Deci, bă, eu nu-l văd nerfui Ninja, că eu scos suflul ăla. Mie mi se pare cel mai OP pentru abilitatea aia de a dara pe hituri. Mă, pierdut mulți locurile de muncă. Cât mai fac sală? Bă, nu fac încă, n-a trecut tus asta seacă. Mă gândește, carabinele făcea la sorul greu cu nici vreo 20 de noruri, adică tot. Bine, au avut și spiritele, bă, calcula și chestia aia la el. Bă, e problemă că tu nu... Nu uite asta, bă, oricum Hydra... Bă, într-un fel, mie mi s-a părut normală Hydra, adică... Gameforce-ul te lasă să faci câți oni vrei tu, dar te obligă să-ți aloci o grămadă de ore în joc, știi? Adică mie mi s-a părut o chestie normală, adică te obligă să farmezi 18 ore pe zi și să donezi, știi? Mie Hydra mi s-a părut foarte normală, frate. Ziua bună, salut! Dar acum ei vor să te joci mai puțin meti din update-ul ăsta, mie mi se pare, știi? Adică eu de la 18 ore pe zi, eu nu mai pot farma 18 ore pe zi. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică e ciudat. Ei care te sprijineau până am o să farmezi. Eu cred că ți-a făcut gras sau că trebuie să te chiți să modifice Hydra. Da, mi se rupe, frate, mie îmi place cum e și acum. Mă joc mult mai rar, mă la serial și bani te fac. Vor mai puțin bani. Bă, eu asta zic, frate, deci
Vezi că a fost prea drăguț cu Hydra. Adevărat. Da, bă. Hai să vă zic o chestie. Noi nu suntem obligați să facem 130 de run-uri pe zi, cum a fost eu. Tu puteai să faci 10 run-uri pe zi dacă vrei. Că mai ești disperat ca unul ca mine, unul ca Parfi, unul ca ăla. Bă, pe aia trei puteau să-i lase în pace să facă ce vor ei. Da, eu mă așteptam să facă mai greu de făcut. Eu la aia mă așteptam ca și update. Fără Caterin, că mă așteptam dacă o băteai 20% să ieșesc, gen. Eu cam la asta m-am gândit. Dar chestia asta cu cooldown nu mi se pare o prostie, o măgărie ce-o făcut, sincer. Bă, eu am vorbit și cu prietenul meu. Deci, mie mi se pare că din cauza update-ului ăsta o strica jocul cu totul și nu din cauza de la cooldown-ul pulii mele. Bă, din cauza că dacă se făceau până amu 1000 și ceva de cufere pe zi, acum o să fie 3-400 pe zi. Păi bă, închipuiți-vă ce bătaie o să fie pe ele ca să-și iau minim magice să pluseze... Ca să pluseze în puii mei itemele de șarpe sau ce plusează ei. Bă, ăștia o să se bată pe Hydra, mă, că nu o să fie destule pe server, voi vă închipuieți ce-au făcut așa. Încă 4 luni, nu fac nimic, nu. Nimic, așa mă joc. Toi 6 melei pe zi și câte Hydra facă trebuie. Dar eu vă zic vouă că mie mi se pare că nu o să rămână multă vreme chestia asta. Bine, cum să mai plusezi iteme, mă, bă, judecați un pic. Bă, dacă pui tățărul să farmeze, păi uitați-vă la Parfi, a dat 40 de plusuri, mă, și ești atâtea, mă. Păi de unde e atâtea magice acum, la câte cufere facem pe zi? Acum o să aibă valoare, altă valoare, înainte nu citare 20 de ani. Da. Dar eu nu mă refer, vorbim, eu nu vorbesc de bani cash, eu vorbesc de magice, în special. Or să bagem magice în Iteshop, cred că asta o să urmeze la cooldown-ul ăsta de la Hydra, cred că asta o plănuiti. Dar pii, bă, să dai 50 de plusuri, să ieși, 50 de magice le iei din 600 de cufere Hydra, poate. Păi bă, coi, închipuiți-vă că 50 de magice o trebuie la o persoană. Tu 5-600 de cufere, amu, cred că nu face tot serverul împreună. Păi n-ai cum să faci 5-600 de cufere într-o zi, tot serverul împreună. Și o trebuie la o persoană. Închipiți-vă când mai vin alte persoane care am o să bagă pe Iohara din cauza update-ului. Ce-ar fi să facem acenite așa? Se rezolvă bugul la voce. Bă, de dracu de bucă, nu vorbim de alea, eu vorbesc de magice în sine, coi. Bă, nu o să fie nici pe aproape de ajuns magice pe server, vesezi nebuni? Ce acolo sus la bonusul în sus? Attack set ăsta? E ea la jumecă. Cum fără cu șansă la magice? Mamă, ar fi ceva. Nu, deci eu zic că am stricat jocul din cauza asta. Numai din cauza magicelor. Mie așa mi se pare. M-a pistat cu asta de 20% 3 minute, frate, mă ține. Asta mă ține 4-5 zile, ești nebun? Și o săptămână. Eu pot să fac maxim 30 de run-uri pe zi, coie. De la 130 de run-uri pe zi, eu fac 30 de run-uri pe zi. Nu-i chiar așa magică, mă, dracu. Ce face? Bă, Popi, lasă-mă, mă, cu Carpatia, am să văd, ăla e cel mai handicapat server, bă, Popi. Deci serverul ăla e distrus din rădăcine, e distrus serverul ăla. Deci ăla e, cred că e cel mai slab server posibil. Eu nu m-aș ruca pe serverul ăla nici să-mi dai un cont gratis de Hydra, frate. La noi, magicele aia deja sunt 4-5 oni și eu cred că merg către 10 oni. Deci către 10 oni cred că merg magicele și Hydra le-am dat ieri cu 60 caca le-am dat ieri, bucata. Acum le-am scăzut la 35 pentru un prost, dar o să le urc înapoi. Bă, Carpatiansul e cel mai slab momentan. Nimic toate punctele, eu mi-am făcut cont acolo, am un cont. Deci n-ai loc să farmezi nicăieri, frate, oricum. Să ai demetile azi niște mizerii, n-ai loc să bazi la ele, nici să te împuși, frate. Dar ce-ar fi m-am gândit? O să crească normal că o să... Bă, dacă Hydra urcă, tot dropul din Hydra o să urce. E ok, mă, cum să nu fie ok? Dar eu mă refer că magic o să fie 10 uni, obligatoriu. Și dacă Hydra de 50, 40, 30, caca. Păi bă, frate, să caută la noi magicile, cred că chiar țuca în cură și să le vizi magice cu 5 uni. Deci chat-ul e roșu, e ca un cumpăr magică. Nu mă cumpăr magică, vezi pe chat. Stai că vă arăt mai târziu un pic, numai să ne pregătim. Bă, eu zic că pe mine nu mă deranjează neapărat update-ul ăsta, dar eu am vorbit de playerii de Iohara că sunt terminați.
N-o să mai ajungă o armă la plus 15 până-i pune în veci. La ce costuri o să ai la plus? Eu cam am vrut să ajung cu ce am zis. Ce mișto le-a organizat e, da, bro. Da, bro, și aia e că da. Așa faci și cum le-ai cum 2 ani de dunner-ul la el. Bă, eu n-am vorbit neapărat de... Bă, nu. N-o să mai bag 30 de milioane pe lună în donații, o să bag 5 milioane la 2-3 luni, bun, am înțeles. Eu am acum bilete pe țar pe 2 luni jumate, 3 luni. Eu nu mai încep să mai bag în joc, bun, am înțeles, dar problema e pentru plire de Ohara ce am vorbit eu. Închipuiți-vă, mă, dacă la unul îi trebuie 50 de plus la 1 plus să reușească 500 de ioni magicele la 10 ioni bucătești de bun. Pă 500 de ioni 1 plus. Pe lângă upgrade. La noi se rupe chat-ul, cumpăr magică, frate. La noi toată lumea vrea magică. Eu nu știu cum e la alte serveri, dar pe țară românească, pe România și pe Tiger Ghost. Bă, frate, magica e dumnezească, pe Carpatiansul ăla... Nici nu mai zic, frate, dar la noi... E nebunie cu magicele, bă, la noi. Pe închipul Espopica la 28kk, cu Ferehitra, eu singur, vorbesc de mine numai, pe server, vindeam hitre de 130 de ioni pe zi, eu singur. Nu alt playeri. Și vindeau și alții, ca să vezi. Deci era nebunie, mă, la noi pe server magicele și cuferele Hydra, e nebunie. N-ai ce să zici, era prea OP. Nebunie. Acum, vă zic prezicerea mea, 80% din playeri de Hydra out, 100% e să fără. Ori Ohara, ori să lasă cu tătul, că și-am vrut să mă las. și în Ohara, care se bagă pe Ohara, o să fie supraaglomerată. O să ne dea pe magice și pe cufere Hydra cât vrea pula noastră, playerii. Și o să rămâne în 2-3-4 pe Hydra. Deci o să fie... Ha, picioare în coaie la playerii din Ioara. Vreau să scoate angul de la melee. Doamne, dă să scoate și angul de la melee. Să scoate angul și de la Hydra și la Lastor și de la tăte să scoate drobul de cufere. Să stăm cu pula în sus, să mă apun, să ieșcăm barbot pe un item. Plus 0. La asta mă rog să fie pe jocul ăsta. Bă, am vrut să-i dau mulți ani de 3 la jocul ăsta, dar eu presim că mai are un an, 2 de 3 jocul ăsta și cam gata. 2 ani mai dau la Metindero. Nu cred că-i dau mai mult, frate, dacă continuă așa. Că te ne face cărțile de la Hydra? Da. Bă, eu zic că nu mai are așa mult de 3 jocul. Dacă continuă cu update-uri de astea mizerabile, presim că nu mai are așa mult. Păi parfi nu știu câte medalii de magice venea lumea să spunea. Păi normal, mă, nu mai vrea nimeni să cumpere magice, voi să-i buni. Și sunt multe magice nenegociabile a lui, pentru că lua din cufre, ok. Stai mă liniștit că vin lucruri noi. Bă, popii! Bă, mă, mi-a explicat Ohara, bun. Au fost 10 playeri în Ohara care făceau o grămadă de bani. Păi închipuiți-vă că Mu, din cauza update-ului la Hydra, îi împinge pătăți în Ohara. Eu am împins pătăți în Ohara, Ohara în cap. E foarte ușor de judecat, mă, dacă judeci un pic financiar. Bă, e chiar foarte ușor. Mi-o așez de părere, eu ară o să pice în cap. Părerea mea. Tot jocul o să pice în cap încet încet, o să vedeți în timp. Și ascultați și vă zic acum și îmi ziceți peste câteva luni. Deci altul mizerabil, un boss, e un joc, trebuie să... Hai, ca-i altul, bă, voi sunteți prost să mori, bă, dacă vă explic frumos, din cauza că au futut Hydra, tu nu mai ai cum să mergi mai departe, Klaus. Bă, tu când o să plusezi un item, o să înjuri de tăți Dumnezei și pe tăți jocul ăsta că ți-ai farmat o lună pentru un plus. Nu mai există for fun în jocul ăsta, voi sunteți nebun la cap? Yo. Bine, mă, las, ajungeți în Ohara, Doamne, dă să ajungeți tăți în Ohara, să-mi ziceți cum e din Ohara când plusat arme șarpe și armuri șarpe. Să-mi dați pe mine atunci, bun. Să vedem cum o să vi se pare un plus. Să dați 15 ani pe un plus cu o reușită de 1%, cred că să mă arăgăite mă pula mea aici prost. Ce de level țin jocul ăsta mic? Da, adevărat așa asta. Și pe viitor poate facea de și pe... Bă, fiți cum miz, bă, o să vă pice magice din cufere pe site. Și o să vă dea la muie. Ascultați ce vă zic. Bine. Bine. Bun, o vedem mai încolo.
O să vă zic să strângeți magice acum cât dacă le prindeți ieftini și țigățele în depozit. Faceți profit enorm dacă cumpărați magice ieftini acum la 3-4 ori la pe România. E enorm. Eu nu o să-mi blochez unii, eu am treabă, dar... Cum ți se pare update? O mizerie ordinară ca și jocul ăsta și ca și staff-ul ăsta. Mizerie. Trebuia să vină un live pe YouTube să zică că e o mizerie, ca și toată lumea. Mamă, ce update șmecher, te împinge să evoluezi în Iohara. După aceea o să fiți pe Iohara 100 de oameni pe metru pătrat de farmat în pula mea. Și o să plângeți, bă, dar e full în Iohara, nu putem să farmăm în Iohara. Și... dar nu putem să plăsăm nici itemile așa, pentru că e 10 ori magică, frate. Poți să faci, mă, 4 ninja, 2 cu 2, faci o hidra, faci alta, mai faci altă platformă, băgați voi 10 milioane ca să faceți încă 3 platforme. Ok, și dacă acum... Păi, cred că era mai ok, da, da, dacă nu exista Iohara era ok, era ok, am de tot, pentru că zodiacele nu-ți mănâncă atâtea magice și talismanele și nebunile. Cred că e mai ok dacă nu exista Iohara, da, pentru update-ul ăsta. Nu putem să formăm Iohara, hai să mai băgăm 10 canaluri. Da, bă, cred că ar fi 20 de canaluri, să văd dacă nu. Te pără ca să păstrești ceva leacuri cu plus pe mâine, da. Da, mă, dar la 60 caca cu... Bă, dar nu se vinde încă, am să stabilizează un pic piața. Eu zic că urc la un on. Bă, eu zic că urc la un on cu fără hidra, bă. Și nu mă interesează, las acolo două inventare în fiecare zi și nici nu mă ating ele și fac stoc de un miliard de hidre. Și voi o să fiți obligați, voi, playeri, o să fiți obligați să veniți să cumpărați de la mine hidre. Ascultați aici ce vă zic. Obligați. De ce? Pentru că voi vreți să evoluați. Ca să evoluați vă trebuie cufere de la mine. Nu? Nu? Că bă, nu înseamnă evoluție. De la o armă 7 plus 10 la plus 12, 15, 14, 13. Mersi, răzvan de abonare. Deci fiți atenți ce vă zic acum. Voi ca să evoluați o să fiți obligați să-mi cumpărați voi mie hidra cât vrea pula mea. Ca să vă zic pe românește. Ce face? Uai, ce mai speriat n-ai avea. Ce mai sperie prostule. Am zis pe live că playerii mici trebuie să cumpere hidra cu cât vrea pula. Așa pe România este. Și asta e adevărul. Mi-am făcut plan, frate, gata. Auziți, asta e cu un player care vrea să evolueze și să o lăsa de hidra. Să vedeți cât o să mai fie de aici. Și voi o să veniți la domnul Cătălin să luați hidre. Păi și nu te ajută? Bă, frate, eu nu mă plâng chiar deloc, mă. Păi mi-o doare în pulă cum are jocul. Vă zic eu bomba. Da, zi. Cu fere rank turn. Păi da, mă, am vorbit că toată lumea se bage pe Hara și m-am bucurat pentru chestia asta, frate. Și știi ce le-am zis? Când o să evolua asta serverul și o să vreți arme șarpe și nebunii și o să veniți să vă rugați de mine să vă dau cufere hidra la umon, aia o să fie o plăcere de auzit, nu? Abia aștept să fie aia plăcere. În cât timp faci 100? Par fi ăla în cât timp a făcut 150 de cufere? Că m-am uitat la video ăla. Bă, trebuie să fie locul 1 ca să faci multe cufere. Nu te interesează în cât timp. Și? Trebuie să fie locul 1. Nu sunt rău sincer la un cât e hidră făcea oră și acum facem 3? Bă, dar nu-i vorba de asta, Sierra. Ăsta, corecțiile. Salut, viața mea, salut. Bă, problema e alta, nu-i vorba de prețul cufărilor, nu-i vorba de că, bă, faci 100 de hidra nou de 400. E vorba de altceva. Update-ul ăsta au pus în cur 60-70% din jucătorii din hidra, care se lasă în momentul de față. Eu zic că în 2-3 săptămâni hidra e pustie. Ascultați ce vă zic. Și dacă e un von cufărul, și dacă se vinde. Și dacă e un von și se vinde, toată lumea se lasă. Stau atât acolo. Deci, n-am chef, mă. Deci, bă, ascultați-mă. În 2-3 săptămâni, o lună, hidra e pustie. Și lume nu o să mai poată plusa iteme din cauza că hidra e pustie, măi vorbesc e plusat iteme. Bă, dacă știți, sunteți mulți de level mare, bă, la level mare fără magice, nu poți evolua. Păi, clară treaba asta, bă, voi sunteți nebuni. Magica 100% să fie 10 ani pe România, vă garantez pe ce vrea pula voastră. 10 ani, nu 5 ani. Auzi, când era magica cu monezi. Da, ori magice că o monezi o să fie, multe, multe monezi au fost. 400, practic, același joc, o faci 6 hidre, pe că faci 3 cufărilor, da. Într-un fel e win, dar tu trebuie să faci hidra fără inele și fără investiții majore. Deci, bă, uitați-vă aici. Biletele astea mă țin 2 luni și ceva. Deci, pe mine o dar la pulă, mai am și 20.
Da, eu v-am zis, problema nu-s eu, nu-i hidra mea. Problema e, sunteți voi, care voi o să vreți să vă luați să-ți Iohara. Și după ce vă luați în Iohara și o să vreți o armură șarpe, o armură șarpe, că n-am, ea e meri în Iohara mai tare, nu? Bun. Voi nu o să aveți cu ce plus arme. Eu zic că jocul, dacă continuă așa, moare în 2 ani. Bă, e foarte clar, cum să încerc 1050 de plusuri la Parfi, să iasă un plus și nu iese. Bă, ca să iei 50 de magice acum, îți trebuie 5-600 cu ferihidra care le face tot serverul în 2 zile. Bă, în 2 zile pentru un player? Bă, dacă o să fie 100 de player care plusează? Dacă o să fie 100 de player care plusează, de la 10 ani urcă la 20 de ani magica. Și o să se cumpere, pentru că omul ăla vrea să pluseze, pe la doare în pulă că mai stă în coză la format. Băi, na, mă rog, eu știu ce e în capul meu, știu cum o să decurgă treaba. Eu ce zic, eu înțeleg. O să se vadă, nu, că eu și pe live, știi? Eu... Da, deci eu zic că o să fie în cap jocul. O să mă duc ce vedo pe la ele. Cum erau chiar la prima Hydra. Cum gata Hydra, mă, eu o să aici pe viață, The King Never Dies, i-am pus și frumos titlul ăla, ca să vă dați seama, bă, băieți. Bă, eu sunt șeful Hydra, mă, eu nu mă pot lăsa, la mine e tradiție, bă. Eu n-am cum să mă las de Hydra. Deci fără inele, fără amulete. Am făcut-o fără cruz, mă, eu m-am căcat pe nimeni, mă, de ce n-am de amici, mă, și n-am avut cruză puși. Dacă moare, mergem mai departe, doar un joc. Da. Păi eu am PUBG, am CS-ul, în bare, n-am treabă, frate. Mie mi se rupe, mie chiar m-ar ajuta, că n-aș mai stat atâtea ore la calculator, frate, ești bun? Te omor. Mă duc, pe lumea aia la altă. Mă omori? Mhm. Deci eu v-am zis, pe mine nu m-a afectat aproape cu nimic. Pe mine m-a ajutat, nu mai farmez atâta pe zi. Dar playerii din Iohara i-au afectat cel mai tare. Și lumea păcat, asta e păcatul cel mai mare, că toată lumea vrea să meargă în Iohara, bă. Bă, asta e cea mai mare cel mai mare păcat, mă. Bă, și de aia m-aș duce, ți-am zis, că mi-e frică de... Bă, eu nu știu de ce presim că în 3-4 săptămâni scoate cooldown-ul. Pentru că nu-i... Bă, nu-i normal un run care îți dă de la 0 la 5. Bă, 0 și crash-uri, o căcălău. Adică mie mi-a dat iar crash, mă scoți de la Hydra. Și pula, 20 de cooldown. Nu poți să-mi ziceți, nu puteți să-mi ziceți, bă, mie un run de căcat care îți dă între 0 și 5 cu fără să ai RB cooldown 20 minute. Bă, pune o jumătate de oră ca la Razador sau cât are, dar pune între 7 și 10 cufere, frate. Aia zic, pune mai multe cufere, da. Măcar sau... Eu presim că toți oamenii au de toate. Așa mi-e frică, știi, Hydra, că risc, frate, că stau acolo o oră și poate iau 3 cufere. Păi da, poți să stai o oră sau faci nimic aici, da. Aia mi-e problema. Care ce vă dar la patea? Razador, da, melei, iarăși nu știu care e treaba, poate deci, bă, eu v-am zis, pentru mine... Mie mi se rupe, eu am, cum v-am arătat, am aici bilete pe 2 luni jumate. Eu pot să farmez la Hydra cu 0 lei băgați. Aici nu prea am așa, adică și aici am pe lună jumate, că popă, pe lună așa. Și mai am 200 aici și mai am, parcă aici am de ore. Bă, eu așa zic, dacă faci o run, pune odată la oră Hydra, odată pe oră, dar dă-mi 10 cufere. Eu accept. Dar să fie sigur alea 10, eu accept, eu accept, intru odată pe oră și fac 10 cufări și am ieșit, frate. E mult mai bine că să stau ca și un prost între 0 și 5 pe 20 minute stau lângă calculator. Și plâng fiecare că mai vândeam. Bă, da, aș mă știu cum vă zare tadia în pula mea. Bă, la mine plânge stomacul, nu ficatul. Normal că stomacul, bă. Am arce să mânci, bă, sărmanul. Una, două, trei. Pusi pusi pră pră pusi pusi pră pră. Trei cufere. Ma, hai că am scos aici eu un ban și o îmbunătățire așa. Așa că la un gherț mi-a dat și eu zic, puf, căcatule, n-aș și ție trei cufere. Deci, nu știu, mie mi se pare că am putut jocul. Deci Iohara, mie nu mi se mai... Eu chiar am vrut să mă apuc Iohara, bă. Eu nu știu dacă... No, am vorbit cu copă confă mult, am un coleg de la Sorj de Regină. Am conturi de plus, am tot, aici îți dau conturi. Bă, hai să nu să-l fac campion, stai. Și aș putea să facă la Sorj și Regină, dar mi-e frică de ceea ce am zis acum. O să fie încă 20 de oameni în plus la Sorj și Regină și o să fie 30 căcat cufările.
Și nu mi se merită atâtea full-uri și investiții băgate. Pe aici totul mi-a frică de aia. Păi bă, dar nu-i treaba voastră, bă, aia care a făcut serviciu în chestia asta, aia o minte, bă. Bă, dar știu, e cat să-mi pun la mea să vină unul și să facă o grămadă de mai nimeni de rău, bă, dar cum îl considerați pe ăla, prost sau deștept? Deci eu nu vă pot înțelege că e. Cum să fie ăla prost care o judeca să facă bani într-un joc și să nu bage bani în joc? Eu nu pot să înțeleg, șor, deci nu pot să înțeleg. Bagi bani, dar bagi bani, bagi timp. Bă, bun, timp, e ca și un serviciu, cum o zis el. Dar l-au avut minte să facă un serviciu din chestia asta. Și nu să te bage bani și să evolueze și să zică, oh, că eu bagi o meti, dar mă duc pe 9000 de lei. Ce mi se trebuie să faci level campion? Trebuie să fii șmecher, bă, popii. Și să ai 25% XP și să faci Hydra. Uite, deci am 4 conturi de level campion deja. Deci 1, 2, 3, 4 și aș face șamanul 5. Deci aș face 5. Eu chiar mi-am dorit să fac sura asta de Alastor. Da, doar atât. Dar mi-e frică că o să mai vină 20 de player la Alastor și o să pice în cap. Numai de aia mi-e frică. Uite, mă privat și zic dacă pot să zic asta pe live. Acum... Nu e adevărat, nu e adevărat. Cum să nu? Mm-mm. Stai că scriu. Explică. Stai că scriu. Alastorul. Corect. Alastorul, turnul și regina. Ce mai este? Eu pe turn mă pun, man. Eu pe ăla m-am gândit, ăla-i pontul. No, cam atât, dar altceva n-am ce să zic eu. Da. Nu vin sura ăla, mă. Nu. În mare parte sunt de acord. Nu, că e păcând cu țarul meu. Deci sura asta are misiunea Iohara făcută, biologele sunt făcute. Și ăsta am vrut să-l bag pe Iohara. Inventarele toate deschise. Ăsta am vrut să fie contul meu de Iohara. Peurile, dar are gheara semnul. Are o precizie pe transformare și cam atât. Eu v-am lăsat, dacă ține la eu până noapte revin, spor la farm, să luăm o nuță, you know. Deci asta am vrut să-l fac Iohara. Mai bun ar fi un sura de Iohara, frate. Eu am auzit că e bun, dar nu-i ca sura-o. Așa. Fac și o sura, mă, Iohara. Eu ți-am zis, toată lumea mea, continuați pe Iohara. Continuați. Că pe lângă tine, da, Popi, eu mai zis încă 99% din server că mere pe Iohara. Continuați, bro. Păi n-ai ce faci, mă, ori mele, ori Iohara, una din continuați două, când vă vedeți acolo în turn 20 pe fiecare canalul. Continuați. Și după aia când o să vreți magice, veniți la cătă să vă rezolve cu un cu părul. Și luați magice. Dacă nu le-ai deschid eu pentru voi, te-am dat 10 ori pe magică. Vreți bine? Bă, l-ai văzut pe ăla? Hai să mă duc să urc. Toate magicile. Bă, două săptămâni o stat. Pe ăla e cel mai deștept om. Magica de la 3-4 ani o să fie... Bă, eu zic că pe România fie 10 ani. Minim magică. Minim. Îți garantez eu chestia asta. Doar urc cuferele... Nu ai cufere, nu mai pică. Nu. Păi bă, urc cuferele alea Hydra la pres până o să vă bucurați că dați 10 ani pe aia. La sigur. Știi? Pai mă, mi-e rău mă că stau să mă gândesc mă. 3-5 cufere pe oră la norocul meu. 7 cufere, 6. Dacă prieși jocul că pe joc se zboară ceva foarte bună, dacă prieși că pe afacere, nu e adevărat că e bună, asta vă explic mă, păi lăsăm afacere de parte.
Update-ul ăsta a stricat toți playerii, voi știți nebuni. Voi nu o să mai aveți cufere Hydra de deschis la câtă... Bă, până am o să deschideau câte vreți voi să deschideau Hydra, dar... N-ați vrut să deschideți 1000, 1000 deschideți într-o zi. Acum nu o să mai deschide și nu o să mai fie magice și itemele așa pe cam necesită magice prea multe. Eu am deschis iar 10 cufere mi-o dat buie. Na, 10 ani au plecat, mai bine dădeam pe o magică. Ia cumpăr magic, stai să vedeți cât timp o să fie de alea, cumpăr magic, ia cumpăr magic. Hai tot ăla, cred că. Da mă, dar nu o să se gândească și ăla, mă. Bă, o să vedeți. Pe lângă că iese greu plusul, că bagi 40 de plusul și îți iese 1. Bă, hai să vedem Hydra. Deci hai să vă arăt un pic prețul la Hydra, mă le-am scăzut eu cu 1. Mă rog, hai să vă arăt preț. Deci, asta s-o deschide de nou. 35, hai că le-a scăzut și ăsta din cauza mea. Hai că au și pus multe. 35, 44. Că le-am scăzut eu cu un prost ordinar pe numerechii. După aia vine țeparul meu care e 55. Și uitați-vă de aici. 59, 60, 70, 80, 1-1. 1-1. Da, după două zile o să se sature lumea la 60. Am ăla scăzut eu cu prostul ăsta de Ricky. Îți zic prost și acum să te vadă lumea pe live. Hai de la 55 ca ca la 35 ca că am făcut cupărul. Că ești prost. Deci ca să înțelegeți, am le-am scăzut cu un prost ordinar pe nume Ricky, l-am scăzut de la 55 la 35, eu cu el. Și am o pulă. Că le cumpăr eu pe toate, las că vin imediat. A, pe tu ai zis că ai vândut ieri cu 60 caca, ai zis. Păi da, vin și le cumpăr pe toate și le vând cu 60. Parcă a dat 50 de magice și nu i-a mers la plus. Bun, închipuiți-vă când o să fie 10 ani magica. Mai să merită să plusez. Să ajungi toți la globă, să lase de Hydra. Aia te angajezi tu la globă și vii să ne livrezi nouă din ce facem Hydra, stai liniștit, Klaus. Nu ne angajăm noi, o să te angajezi tu la globă și ne duci nouă de mâncare de băut, din ce noi batem Hydra. Deci, intră Klaus la momentan am făcut noi, da? Na. Intră Klaus la tine în casă. Ce faci acolo, Hydra? Ia uite mâncare aici, pac, pac. Ce faci, mă, și-o legata cu Hydrosul? No. Eu bat foarte ușor Hydra, frate, eu bat. O bag fără amulete, fără investiții, eu sunt pe gratis. Am bilete pe 3 luni, eu... Bă, închipiți-vă așa. Eu 3 luni de zile nu mai bag un leu în metin. Și eu fac Hydra, și fac melee, și fac 50-60-70 pe zi. 3 luni de zile. Câți luni ar veni, bă? Ar veni câteva 4-5-6 milioane, nu? La 50-60 pe zi. Nu? Pe 50 de ani pe zi, ori 2 luni să zic, 50 ori aia-s mult, nu se face într-o 60 zi. Aia-s greu de făcut. Ori 60 3000 de ani. Dacă fac 60 de ani pe zi. Nu, 50 de ani pe zi, timp de 2 luni. Am 5000 de ani. 5000 de ani, voi cred că înseamnă cam mulți. Vă mulțumesc că încideria boss în loc de muncă, nu trebuie Hydra sau Globo. Da, zic că și la mine stă diploma, vreți să arăt diploma? Cum stă acolo prăfuită? Pișa mă și pe aia de diploma. Adică locul 1 în turn, ce înseamnă locul 1? Lasă-mă cu tipul meu că mă apuc cu nervii, sunt mizere, știu. Mă auzi, man? Stai un pic, stai.
Cătălin mi-a face o hidra pe zi la șupul la globă. Adevărat, vezi? Bine că la osu. Mă, dar mai dat câini, mă. Ești nebun și tu. Înseamnă, o scăzut deja așa să caca câinile. Adică să scoți cel mai rapid timp. Și dacă alții l-au scos mai repede, ai plecat pe locul 2. Nu, nu cred că mai primești nimic. Tu trebuie să iei, deci, bun, ești pe live. Tu trebuie să iei locul 1 pe o cameră. Tu pe camera, dacă ai locul 1, e un cufăr, 2, 3, 4, depinde de ce nivel e. Dacă nu ai locul 1, nu e nimic. N-am înțeles. Știe Cătălin cum funcționează turnul, bă? Eu știu, dar uite. Chiar bă, te bași pe tu. Cătălin. Nu. Părerea lui Taker despre update. Eu nu, că nu-l urmăresc. Părerea lui Taker este cea mai importantă, bă, băieți. Eu nu-l urmăresc pe ăla. Bă, dar cea mai bună părere și consider că a explicat foarte bine toată situația a fost al lui Croco. Uitați-vă la Croco că a postat clip azi dimineața. Dar ce o zis? Că din punctul lui de vedere, update-ul este unul foarte bun. Da? Bine. Da. Mai zis unii care nu fac hidra? Da, ce că deja e 30 ca capă pe Carpatia în scufăr de Hydra. Amă, nu pariez că ar urca eșarfele și nebunile, dar magicele o să urce exponențial de tare. Maxim 100 de cuferi dacă faci într-o zi. Acum. Da, da, ca să faci 100 de cuferi, tu n-ai făcut un calcul. Vrei să zic ca... deci... orele, vrei să zic cum faceți 100 de cufere pe zi? 18 ore lângă calculator. Da, 10 ore de pule în curt, te duc și pe tine. Pe tu 10 ore faci... Da, mă stai, pe când greșit eu la 18 ore am vrut să zic mai mult, 150-200 chiar. Deci 9 cufere pe oră. 10 ore, 90 cufere. Da, eu fac mai mult de 100, ești prost? Eu și acum trec 100 de cufere pe zi, mă, vezi, ești prost? Dă drumul la Hydra că ți se duce timerul. Calmează-te, tati. Le rezolvă că ta pe toate. Ru foame aici pe YouTube. Ce faci în totul ăsta? Aștept bani, aștept donații, băi, să nu ce mânca. N-am job. Ce faci în toți, cât e un ticket, le zici, uite bă, frate. Nu, eu zic să rămân așa, în părerea mea. În 10 ore faci 100 de cufere, care egal cu 4 job merită? Stai un pic, o să mai urce. Bă, da, stați un pic. În 10 ore faci 100 de cufere, care e egal cu 4-50 de joni. Dar tu din 10 ore bați 3 ore. Bogdanie, tu bați o hidră, mergi, scos pula afară, te dau un serial, te dori la patină. Tu nu bați 10 ore ca și cum băteai până am ca un disperat. Și înainte în 10 ore cât ți făcea? Păi dacă dă 0 e pagubă. Bă, în 10 ore eu făcem la 25 caca cufărul, eu făcem cam 60-70-80 joni. Deci eu aș prefera și chestia asta cu 4 joni, dar nu bați. Adică îți stai cu ouăle în sus. Și nu mai plătesc atâta biletele și bunile. Păi curentul? Stii calculatorul? Da. Chiar că bă, vezi că acum se scumpește curentul bă ăsta. Nu mă interesează facturile, frate. Nu mă interesează facturile, am înțeles niciodată. Chiar cât îți vine la lumină? Nu știu bă, eu nu plătesc așa ceva. Na bine, așa e că nu plătești tu facturile. Am o să le plătesc, dar mă mut. Dar mă mut, am un februarie. Așa de ziua mea, mă și mut. Pe ce dată ești născut? 13. 13 februarie. Așa de la fiecare 50 euro îmi plec.
Mai luăm bilete, V2. Bă, corectează-te, Devon. Luăm bilete, V2. No, bun. Cătălin are fir pe stâlp. No, bine, eu folosesc curentul de la vecină, bă, vezi, zic, bun. El fură internet, mă. Internet, curent, internet, tot. Sunt legal, alță. Trebuie să fii cu cap în țara asta, bă, dacă nu ești cu cap, țara asta te cam fute în cur. Păi exact, și calculatorul ăla e cu piese furate. Păi, bă, ce credeți, băieți? Investiție minimă. Ce calculator, mamă, cât e fain, că mă ai la îndreapta, de mai mă udă. Bă, 10 milioane, așa să-și bage un cooler acolo, un alt, aia făcut. Ce, mă, că 14 nu... milioane, da, mă, total. A fost la furat de fier, bă, băieți. Carcasă cu SSD și cooler, 14 milioane, jumate, cred, nu știu ceva de gen. Dar nici, bă, sunt 16 cliente cu live-ul, nici un pic de lag, n-am. Nu știu dacă pe live să aici un pic de lag, că știi că se vedea până un pic. Deci aia nu știu, dar... Bă, și temperatura, și în câte grade este 16 cliente cu live-ul? 55. Căca. Ce să mai zici, frate? Eu nu mi s-a încălzat și bă, calculatorul s-a scobeat între dinți, sunt pulante ce fac eu mele. Băieți! Gândiți-vă că până acum calculatorii dădea căldură, bă, lui, da, bă, nu, eu centrala, nu, caloriferul. I-am pornit caloriferul, mă, zic, mi-am pus răcire, bă, ești bun? Bă, n-am văzut stăteam pe calculator, încălzire pe calculator. Păi stătea calculatorul în 70 grade, la cine mai trebuia calorifer, ești bun? Uite, Popopi, tu nu o să faci așa performanță ca și Cătălin niciodată, cred că așa a stat 2 ani. Bă, calculatorul meu când l-am făcut, eu valora 1600 de lei. Amu valorează 1300 de lei, parcă am făcut calculul. Bă, 1300 sau 13.000 de lei? 13.000 de lei, bă! Cum 1300, bă, pula? 13.000 de lei și 16.000 de lei, adică 130.000 de lei valorează acum. Popi, pune pula, n-au ajuns nici la jumătate în ce face Cătălin. Lasă-mă și Popi, na, Popi... Lasă că a făcut Popi. Popi să cam lasă, mă. Hai că 13. 13 au fost astea, perifericele. Stai, bă, să arăt un pic, stai. Stai. A, tu n-ai camera pornită, mă. Păi n-am, că mi-am dat-o jos. Stai, opa. Fata lău. Oi, ce luminat-i. Dar mi se vede monitorul în el, mă. Mă rog, bă, vă pot zice că nu mai puțin e în brață. Ca și pe celălalt luam într-o mână și fugeam cu el. Ăsta nu prea. 13.000, bă, da. Deci, amu. Piesele ce l-am în el valorează 13.000. Când l-am făcut, eu valorau 16-17.000 de lei. Acum arată ca un sistem pe, adevărat, nu ce aveai tu. Păi bă, când am luat i7-9700, că ăla a fost ultimul. Când am luat 1080 Ti, cred că atunci au părut 2070 și 80 numai. După o lună, două, cred că. Deci, nu că am numai calorifer, deci uite-te, ia. Acum stă în 45 de grade, în... Și dacă mai dau 5-6 metri, stă în 45 grade. Până am numai în 4-5 metri, stă în 60-70. Deci am ustă, îl doar la pulă, frate, n-ai. Dar ce mi-ai făcut cu 1000 de lei, e mai bun că ce ai tu? Dar ce ai pe el? Nu, nu e mai bun, nu e mai bun. Dar ce, tu știi ce are Popi? Popi că nu e mai bun. Tu? Are un 10600K cu I7? 3060. I5. I5, nu e mai bun, mă, ce ai? Ești nebun la cap și tu, Popi? Nu e mai bun. Cum pula mea, I5? E asemănător, dar nu e bun. Dar nu e asemănător. Și I5-ul, nu e. Dar nu se poate compara I5 cu I7, și dacă e o generație diferență. Bă, ba da. Eu văd diferența și... între generația 9 și a 10 la astea mai slabe, dar și... pe astea mai mari. Și hai să zic că o chestie, 1080-ul meu, cred că distruge și 3070-ul actual. Nu, tu e că tu... La FPS-uri, la FPS-uri nu cred. La FPS-uri vorbesc, nu la randare. Ba da, mă, ba da. Stai, căutam amul. PC-ul tău și al lui Popi îs asemănătoare. Ia stai o secundă. Performanță. Și el poate să-ți ducă 16 cliente cu live. Dar nu vorbesc de meeting. Bău, calmează-te. Păi... Eu vorbesc de jocuri. Păi noi vorbim de meeting. Nu, lasă-mă cu meeting-ul tău, că placa video nu contează așa. La vorba? Nu, stai un pic să vedem. Contează, mă, pulă. Stai un pic. Cum să nu conteze? Stai un pic. Lăsă-ți-mă pace, stai. Bun. YouTube. Așa, bun. GTX 1000. 80 Ti Aorus, 11 GB.
Versus 3060 Ti. Am eu și... Dar ce-ai un pic din gură? Hai să vedem, teste din Ten Games, bun. Ia, păi jocul ăsta e mai bun. 3060 și bun. Ia stai un pic. Păi da, dar vezi că... Ba, mi-e mai bun, mă, 3060, ești prost? Păi, eu ți-am schimb cât un 3060 normal la 1080. Așa bun e stream-urile. Dar de 2000-urile oricum îl bate 1000, nu? Băi, ești prost, 2000, mă. 2080 cred că ți-l bate. Pe al tău. Ba, meu, e mai bun, mă. Ești bun? E mai bun, mă. Mult mai bun. Păi și astea sunt făcute la 4K. Da, 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 da. E, da, asta e faza, mă, că sunt făcute la 4K, cred, și 1080 păi nu da, duce, mă. Dar 1080 nu duce 4K, bine. Păi stai un pic. Păi clar că nu duce. Păi aia e faza, că dacă ar fi testat de pe 1080, puteți la semne întrebare. Ce e semne întrebare? Că ar fi și mai mare diferența de FPS-uri. Bă, tu nu judeci. Păi eu cred că e pentru... Mică pe... Eu cred că e pentru rezoluții mari mai bune RTX-urile. Păi și pentru asta sunt mai bune. Și îți randează și mai bine textura. Dar asta nu e așa scumpă, 3060, nu? A, e 80... 3070, parcă e 80. 3060. Dar... Nu știu, uite-te. Dar nu găsa scump PUBG, mă. Ăla mă interesează. Scrie PUBG. Scrie PUBG. Ia, hai să vedem un pic 1080 Ultra. FPS-uri, ci... Asta e pe 4K, cred că. Păi, scrie. Da. 5500 de lei, n-au, vezi că scump, n-au zălea. Ia PUBG 3060, 4K. Joacă 4K pe Ultra, dar ten. Și am e recent ăsta. 66 FPS-uri. 70. Bine, mod normal, da, dar mod normal oricum astea nu-s de competitiv, 2-4K, mă, să joci PUBG. Dejaba vorbim. A, bine, astea nu sunt tare competitive, da. Mie ce zi. E test. Bă, să ține bine, mă, 60 media. Ești nebun, n-ai deloc... Asta e bun pe 60 Hz, monitor ideal, știi? E perfect, chiar. Pe 60 Hz. Băi, bă, un Ultra 4K normal că e perfect. Păi eu ce zic? Că nu prea există 4K pe 144 Hz și nici performanța asta nu mai. Nu scoate nicio, nimic. Ia ce mi-a trimis asta. Dar nu e asta mea, asta e problema. Nu e asta mea. Bă, dar nu contează, nu contează. Păi nu-i placa mea asta. Dar nu contează, că nici aia din dreapta nu-i placa lui Popi. De asta un pic. Așa. Dar nu contează, că tot același chipset îi, mă, dă-i mai jos. Dar de ce arată, Mișa? De oameni. Lei. Nu știu. Pii... Dar uite-te să vezi diferențele între ele. De-i mai jos. A, ce proces. Noi vorbeam de 4K, frățile, nu de 4. Noi de 4K vorbeam, nu de 2K, scuze. Ia, la Speedy... mai bună. Pe eficient. Uite, vezi, uite, 3060 face mai mult pe multi-rendering. Uite, multi-rendering da. La 3060 e mai bun, vezi? Da. În rest, te dai mai jos. Reflection, ce asta? Dar nu știu ce să zic. Reflexe din jocuri. A, în rest, cam bat eu 1080, da? Overclocked. Cam... neabar, n-am ce să... E cam tot acolo, bine, zici oricum. Da, bă, sunt asemănătoare PC-urile voastre, chiar dacă Bopi o da poate mai puțin. Da, mă, dar noi, l-am făcut când nu exista taie. Mă mulțumesc, când trebuie să văd temperatura așa la PC, trebuie să ai programe. Am prins bine, rog, e tot placă cu memorie Samsung. Bă, da. Am o țans fază, eu când l-am făcut nu exista așa ceva. Eu nu mă plâng de ceea ce am făcut, știi? Bă, dar la prețul ăsta ar trebui să se vândă rapid la 35, mă. Dar nu se mai vând hidrele în general, bă. Hidre 35 ca pe sticlă. Ce dracu așteptați? Aoleu, tichet. O să fie un mon în 2-3 săptămâni.
Păi cum să-și trebuie cu altul? Da, eu n-am lag nicării, frate, mă joc orice joc. Bă, te-ai mai dat vreo cu 5 giga. Nu. Nu mai are. Lăsa joc cu fun cu pel și ai treaba. Nu, mersi. Nu știu dacă o să fac în viața asta. Salut, Dad. Monitor, să văd temperatura. Trebuie să ai program, frate. Eu am program de la răcirea mea, de exemplu. Așa mi se numește, asta e răcirea mea, e pe lichid. Bă, serios, tu n-ai de gând să... Nu prea cred. Bine, nu în curând, dar viitorul apropiat. Dacă o să am mulți bani. Uite, așa se vede deschise, plus 12 pagini, croman, 300 de grade la procesor. Pe mine am... Asta depinde și ce temperatură ai în camera. Eu transpir în pantalon scurs și în tricou. Asta e problema la mine. Eu dacă scad temperatura din cameră, scade. Și overclockată. I-am dat la 4.9, i-am dat. A 4.9? Păi zi, aia te-am întrebat. Te-a zis 5. Și eram la 3.000. Astea sunt overclockurile acelea am eu. Netkid, mersi. Ai cumva 0.9? Dar n-am de unde să am, frate. Dar nu-ți mai dă blue screen-uri, mă. La 4.9 nu. La 5 îmi da. Eram așa. Nu mă, de când am făcut update de la BIOS, probabil mai trebuie ceva, să umblu la voltaj, la ceva ca să-i margă. Nu te mai lasă BIOS-ul de capul tău, știi? Păi nici auto nu te lăsa. De ce ai dat overclock? Pentru că la 16 cliente, sincer, câteodată mai face și un pic de figuri și cu live și 16 cliente. Mai am un pic de lag, așa să zicem. Și overclock-ul nu-i ceva rău dacă temperatura e perfectă. Deci n-are nicio treabă una cu alta. Nu ai voie să faci overclock dacă n-ai temperatură, dacă n-ai temperatura bună pentru el. Las că e dat tu, că n-ai avut temperatura. Da, eu i-am dat la 5, la 5 GHz și am avut 90 grade la procesor și m-a durut un pula. Puteam să salam, dracu. Da, tu nu, da, popii și băieții, nu știu că aveai o culoare de 100 de lei, dar în fine. Păi am avut 90 grade, au avut. Merită dacă stai în 16 clienti și dacă faci melee și ceva ce Cătălin, da. Zilling, merită. Trebuie să stai un pic overclockat. Bă, over. Dacă a avut și... Zi. Și dacă a avut și posibilitatea să și ia, de ce să nu-i... Bă, overclock-ul eu cred că nu afectează dacă ai o temperatură foarte bună la calculator. Nu afectează. N-are, deci pur și simplu n-are ce dacă... Bă, overclock-ul înseamnă performanță și încălzire a procesorului, încălzirea procesorului. Dacă tu stai în grade perfecție, de ce să-ți afecteze ție că să încălzește procesorul? Nimic. Mi se aducă energie în vreo câteva minute. Da, vii aici la sora. Manu, vii la așa. Manu, vii la sora, vii la sora. Ce procesor ai, Bogdan? Presupun că ai un Ryzen, da? Zi așa, ca și fapt divers. E bun și tu cu 22 de clienti trec. Hai să intrăm pe Carpathians, bă, băiatule, unde ești, popica? Hai să-ți arăt ce-am pe Carpathians. Eu nu fac hidra așa acolo, fii atent. Ideea este să nu-l forțez, eu nu-l forțez deloc, tu n-auzi? N-am un pic de lag să mi se blocheze un program sau nebunii, păi nimic. Mere, perfect. Oricât e metin deschid, orice fac pe calculator, n-am un pic de lag, n-am un pic de blocaj a calculatorului. Știi că să mă blochează câteodată calculatorul, uite. Știi că să mă blochează câteodată calculatorul, bă, când nu-i place ceva, știi? Bă, nimic. E 10.700. Bă, dar astea sunt după cufere Hydra, că nu mai am. 10.700, da, 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 e bine, e ok. Hai că m-am scos, bravo. Bă, n-am citit Taura. Doar că n-am, procesoarele astea din seria nouă au foarte multă putere pe multithread. Adică, tu pe procesor ai 8 core-uri cu 8 thread-uri, el are 8 cu 16, știi? Și thread-urile alea te ajută. Sunt firele de execuție alea, știi? Și îți oferă mai multă performanță. Și nu se încălzește nici așa tare procesorul dacă ai multe thread-uri. Uite cum pleacă hidele. Da, dar mă le-am scăzut cu prostul ăsta de Ricky, fătul în gură să-l fugi prost. Leo popula. Lasă că, bă, și dacă, bă, și dacă mai are o săptămână hidra la 35, că cam e inconvenient și după aia să se schimbe treaba. Lasă o săptămână, două, eu știu să văd cum o să meargă. Plus, ia, mă, uite câte ventilator are nebunul. O, ventilatoare. Cu cât vin zidrele 35 momentan, le-am scăzut de la 50. Dar o să le urc, bă,
Băi, e un update foarte mare. Nu poți să schimbi prețul într-o zi. De la 35 euro la 38, la 40, la 42, la 45, la 48, la 50, până la 1. Până la 1 le urc. Dar nu poți să le urci dintr-o dată, n-ai cum. N-ai cum. Iar a zice că am prea mulți bani în jocul ăsta. Bă, dar tot timpul îmi zice chestia asta, frate. Eu am 9 ventilatoare, eu am 3. Plus prăcere pe lechi 2, 5. Mă ajung, frate. Aveți zice asta la popi la 33 de grade, mă, totuși are 9 ventilatoare, frate, la el. Auzi? Am auzit. Deci 9 ventilatoare, face diferența. Trebuie double hydra? Nu mă interesează de așa ceva. Maintenanța la 3 și 10? Tu vă îngură să mă fac. Ce mă? Poate să dea 0 cu full hydra? Hai bă să vă arăt cont adevărat pe Carpathians, bă, nu ce aveți voi. Da, bun. Mamă, nu mai am armă în mână. A, am la 3 și 10 e mentenanță, bă. Bă, nu mai am armă în mână, bă. Pac, pac, pac. Mamă, ce dau pe curui. Hai să citim aura concentrat, când ne permitem. N-am experiență, unde e mentenanță? Hai cu mentenanța, aia zic, băieți. Bă, hai să căutăm un meting, să știm, ia uite-le. No, hai să vedem că dăm cu arma asta de 50, bă. Oh, m-am udat. Oh, m-am udat. Pentru a mi-a dat probleme cu care i-am cumpărat de ce vreau să da. Păi, ce ți-o dată, mă, să aici pe Carpați? Unde e morții tăi, cartea, fă-te-o în gură, cartea. Mamă, ce, deci deja, până am numai pentru drop-ul ăsta am venit pe serverul ăsta, dar deja mă nervează. Încă 4 și fac că am... Mamă, ia, mă omăr și eu, restul am 5, ești bun? Dacă bag, amintesc să scoată prostea de la Hydra, e bine. Bă, lasă tu Hydra așa cum e. Că e foarte ok. De multă vreme mi-am dorit să strâng toată competiția la Hydra, m-a ajutat Gameforge. Mamă, două bonusuri, dar păi, dar nu dau nimun, mă. Să-mi amintesc că de vremurile bune. Ce zici, pe pică de contul ăsta, mă? Bă, ce drop. Știu eu că e numărul 1, dar mă enervează deja, mă, la cât e pică. Deci mă enervează deja. Bă, cum stăm? Mai bine veneai pe auzi, mai bine vedea pe Tiger, că era dropul ideal pentru tine. Bă, Bobby, să revii pe Tiger. Mă, de ce am intrat pe ăsta? Bă, mi-a sunat alarmă, așa-i? Da. Dropul ideal pentru Cătălin, adică nici mai mult, nici mai puțin, știi? E un drop echilibrat. Puțin mai mic decât pe Carpathians, dar e ok. Cash, cash. Pac, pac. Da, așa o să fie mulți plebiți, dai seama. Hai că se farmează, bă. Cătălin, cel mai mare pleb. Hai să facem ciobele. Ce
Ia azi misiunea la alchimie, bă. Mhm. Am făcut militarul, bă. N-am mai făcut militar de câțiva ani. Trebuie să mă pun să fac bișnița. Cred că asta e viitorul pentru mine. Au! Era să mă mare vaca. Cadrea cu calul ăsta level 40. Păi, o să te ajut în tăte în cele mai multe moduri posibile, frate. O să lua 50 îți dă și status Iohara, și bun? Deci pentru Iohara. Cum nu? Ca și jucător normal o să poți să faci maxim level 30, dar ca să evoluezi de la 30 în sus... E da, dar el vrea să facă de Iohara oricum. Eu nu știu ce o să fie cu mercenarii ăia. Chiar testa par fi ieri, dar n-am înțeles nimic. Șa, 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 uite, așa, șa, 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 iar disperă săracul pericol. Cu extremuța chei. Am făcut 2500 de euro într-o lună extremuța chei. Bani. Pe 2 săptămâni de la mine. Ai bă. Și cum se face level 22-23? Habar n-am. Nici nu m-am interesat așa. Că eu nici n-am cal. Uite, pe țară am level 10. Nici arma n-am. Ca să fiu sincer. Singurul lucru pe care l-am știut despre cal l-am spus acum, în rest abar n-am nici eu. Nu se avea la cu piscina, ți-am. A, iar la aia pătră, ce dracu e? A, bar n-am. Le dai o misiune să-ți farmeze ceva, să-ți facă o misiune și na. Și na, hai, GG. Hai, am văzut că e o șansă de reușită. Ale, Bogdane. Bine zici. Dacă te referi la mercenar, nu, nu este niciun rang. Hai să dăm o mante, ce e prea bine. Unde-s mantele? Mamă, eu n-aveam mante. Mi se depozit. Fumă, mă! Ba, mă, pe 30 ce vinde călă. Da. Mamă, cum pică ceobile, mă, cavaș, pula mă, asta. Eu nu pot să fac nimic, efectiv. Mamă, dar pe asta e shot-o. Revin. Ba, nu e shot-o, mă, că eu al doilea cap, ești prost. Mamă, zice, am avut impresia că e primul cap. Păi, carpane, îți dau așa plecat cu vorba, bine, te bași pe forul la ciobor. Pe la cum pică? Ce zici, pe pică de contul ăsta mirobolant? Blan, ce dracu faci călba? Mă distrez, tata. Am, că uite, militar pe Carpate, să-i spărăști. Hai cu ce-a rămas aici, bă, uite. Na. Ca sărace. Tri bomba asta. Hai contribuție, da, poți să vă. Popicu! El Popic? Bă, Popic, ce plânge săracul ăla de pericol, dau de rup.
Când mă aude din numele meu, tata s-o dă între picioare. Și el și muiarea asta de la produs. Una, două. Când aude numele Cătălin cu 5 cufere Hydra Boys, să udă muiarea asta pe centură. Când aude. Păi cum să nu, bă, cea mai mare competiție din viața lui Siu. Ești nebun? Când aude de mine, zici că e dracu pentru el. O mâncat din mâna mea câteva luni și ăla. Mă iară să...